Bună! Eu sunt Romana. Bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să vorbesc puțin despre pungile de plastic și mai exact despre cum le eliminăm sau cum facem să reducem consumul lor la cumpărături. Pentru cei care mă urmăriți și pe Facebook, nu este ceva nou. Probabil ați văzut că am mai abordat de-a lungul timpului această problemă. Îmi doresc de vreun an de zile să fac și un video pe această temă. Probabil ați văzut cu toții fotografii cu animale moarte sau rănite din cauza pungilor de plastic, fotografii cu plaje, râuri, lacuri, păduri, acoperite de plastic și alte gunoaie. Situația este foarte gravă și foarte tristă și dacă nu luăm măsuri pentru salvarea planetei, cred că aceasta se va sufoca de la atâta plastic și atâta gunoaie. În episodul de astăzi vreau să vă arăt câțiva pași pe care îi fac eu în această direcție, pași pe care cred că îi poate face oricine fără prea mare efort. Cumpăr cea mai mare parte a alimentelor din piețe, aprozare și magazine care vând brac. Un magazin tare fain din Brașov, de la care eu cumpăr multe chestii brac, este pasiune pentru viață. De aici iau nuci, semințe, cereale, fructe uscate, condimente. Folosesc săculeț textil pentru cumpărături. Eu am unii pe care mi-am cusut singură și mai am un set de la Redum. O să vă las în descriere și câteva link-uri de unde puteți cumpăra astfel de săculeț. Asta dacă nu vei faceți voi singur sau nu mergeți la o hrătoriață să vii coasă. Merg cu propriile borcane și casărele la cumpărături. Cumpăr astfel fructe de pădure, măsline, condimente. Car cumpărăturile în sacoșe mari de rafie, de pânză, în rucsac sau în coș de nuiele. Nu cumpăr o pungă mare de plastic în care să pun alte pungi mici de plastic. Refolosesc pungile de plastic pe care le am. Cred că nu ești român dacă nu ai în casă o pungă de plastic cu alte pungi de plastic. Cumpăr fără a ambala. Ca să înțelegeți la ce mă refer, o să vă dau câteva exemple. Dacă vreau banane, iau pur și simplu un mănunchi pe care lipesc eu eticheta, dacă le cântăresc eu. Dacă se cântăresc la casă, pun pur și simplu bananele în coș și cei de acolo le cântăresc la probleme. Eu cumpăr foarte des de la Carrefour și niciodată nu mi-a comentat nimeni nimic, n-am avut probleme. Dacă am nevoie de o lămâie, nu mă apuc acum să pun o lămâie într-o pungă sau într-un săculeț textil, procedez la fel. Dacă merg la piață să luau aprozar și am nevoie să cumpăr cartofi, mere, morcovi, nu știu, salată, spanac și roșii, cei de la Tarabele cântăresc ei în coșul lor, eu rostăm tot în sacoșa mea, merg cu o sacoșă mare, pun la fund chestiile mai tari și deasupra cele mai perisabile. Dacă am de ales între un ambalaj de hârtie și unul de plastic, îl aleg pe primul. Dacă vă uitați pe rafturile magazinelor, veți vedea că veți găsi mălai, griș, zahăr, atât în pungi de hârtie, cât și în pungi de plastic. Eu întotdeauna cumpăr pungi de hârtie. Am în geantă, aproape tot timpul, o sacoșă pentru cumpărături neprevăzute, chiar și în coșurile mai mici. Mie îmi place să folosesc cel mai des o sacoșă de pânză, am câteva foarte faine. Aici există pe piață o gamă foarte variată de sacoșe pictate, brodate, cusute manual, imprimate. Mi s-a întâmplat de mai multe ori să ies pur și simplu la o plimbare și în drum spre casă să-mi aduc aminte că am nevoie să cumpăr ceva, de exemplu, mi s-a terminat bulionul. Sau intru într-o librărie, mă uit puțin pe la cărți și cumpăr o carte, ori intru într-un magazin și plec cu un tricou sau, știu, pe tine șosete. Și atunci sacoșa din geantă m-a salvat și am avut în ce să car toate astea. Cam astea sunt metodele mele de a elimina pe cât posibil pungile de plastic. Mi-ar plăcea să-mi scrieți în comentarii dacă voi le puneți în practică sau dacă aveți alte idei la care eu nu m-am gândit. Așa învățăm unii de la alții. Dacă v-a plăcut acest video, puteți să dați un like și un share să ajungă informația cât mai multe persoane. Dacă vreți să fiți la curent cu tot ce postez, nu uitați să dați click pe subscribe și pe clopoțelul de notificări de lângă. Pe data viitoare! Pa, pa!